Kelemen Hunor, aflat la lansarea candidaților UDMR în Zalău, a declarat că nu va susține guvernul Ponta. O parte din proiecte vor fi susținute, mai ales cele inițiate de ei, însă la investitura guvernului nu vor da un vot de încredere, un cec în alb guvernului Ponta. În continuare, acesta vrea să se implice în campania electorală. Îți susține noul guvern? Mâine dimineață vom avea o ședință, nu dimineața, la ora 1, a grupurilor reunite. Recomandarea mea este să nu votăm guvernul Ponta. Și vom aduce și argumentele necesare pentru a susține această decizie. Nu înseamnă că nu vom fi o opoziție constructivă și nu vor fi proiecte care, după ce vom analiza, le vom susține. Vă dau câteva exemple. Tratatul fiscal, sigur că vom vota când va veni guvernul să ceară un vot pe acest proiect. Vom susține amnistia fiscală, fiindcă noi am depus proiectul de lege și vom vota acest proiect de lege pentru a rezolva o problemă din administrația locală sau majorarea salariilor, fiindcă terenul noi am pregătit, vom vota acest proiect, dar mâine la investitura guvernului nu vom da un vot de încredere, un cec în alb guvernului Ponta, dar vom păstra dialogul, vom fi o opoziție constructivă, nu vom face opoziție de-a dragul opoziției. Vom analiza fiecare proiect după ce va fi instalat acest guvern și în funcție de deciziile guvernamentale, de fiecare dată vom lua o decizie și noi la rândul nostru. Ce intenționați să faceți în continuare? Campanie electorală. Produsele expuse și faptul că se păstrează tradiția l-a impresionat pe Kelemen Hunor, care s-a declarat mulțumit de ce a văzut la Zalău. Cel mai mult i-a plăcut brânza de capră, dar și țuica. M-am văzut că ați gustat din fiecare câte ceva. Extraordinar, da. Este un eveniment foarte bine pregătit și cu oameni care, într-adevăr, au demonstrat că știu ce vor să facă. Și am văzut câteva lucruri minunate, inclusiv din zona produselor agricole autohtone și eu cred că din acest punct de vedere Zalău și cel puțin această zonă a României, dar cred că și în alte zone, că ieri am fost în Harghita, suntem pe un drum bun, doar trebuie susținere și trebuie devotament. Ce v-a plăcut cel mai mult? Brânza de capră. Țuica? Țuica, nici n-am băut țuică. Mult.